prea nemți în planificarea călătoriei, adică cum? Că am planificat-o atât de bine încât a dispărut neprevăzutul și n-am avut întâmplări de care ne-am fi așteptat să avem. Totul a mers ceas. Fiecare zi am ajuns acolo unde ne-am propus, în 55 de zile, dacă acolo trebuia să fim, acolo am fost. Ce a fost diferit de cum v-ați imaginat? Adică ce țară a fost altfel decât v-ați imaginat? Sau a fost... Depinde. Pentru unii dintre noi, surpriza cea mare a fost Iranul. O parte dintre noi. Eu am mai fost acolo, ei nu fuseseră și aveau imaginea de la TV sau din media că e... ai grijă unde mergi, sunteți sigur că da, și a fost exact contrarul, exact colegul meu Radu Mocanu spune în carte, e chiar citatul lui, este exact cum e România văzută, a, nu te duce, și când te duci acolo vezi că nu-i chiar așa, este și părți frumoase, și la fel a fost Tajikistanul, în care oamenii sunt foarte deschiși și foarte calzi, în rest nu toți sunt la fel de deschiși și calzi. În ce limbă ați vorbit cu localnicii, mai ales cu cei din zone foarte izolate? Adică bănuiesc că nu vorbeau engleza. Limbajul corpului, să spunem. Cel mai des puteai să folosești chiar româna, că nu te înțelegea. Engleza era la fel ca și româna și atunci foloseai semnele și te înțelegeai foarte bine. S-a stricat bestia vreodată? Adică mașina dumneavoastră s-a stricat vreodată? Nu s-a stricat. Am reușit noi să facem să îi se defecteze anumite componente, deoarece am încărcat-o foarte mult și nu suntem foarte subțirei, ea nu e gândită în niciun caz să care atâta cât a cărat și atunci, după un drum cu niște denivelări foarte mari, noi le spunem vibratoare, la pe care a mers o zi întreagă, niște componente de cauciuc au început să dea semne de oboseală. Și atunci seara le-am văzut care era problema, le-am comandat acasă, colegii de pe tura de întors au venit, erau două bucși. Deci, da? Deci practic am schimbat de bucși, de cauciuc și am făcut două pene. Și asta a fost tot ce ține de mașină. Aici văd că aveți, de fapt, titlul albumului, e format din multe cifre, zilele, țările, kilometri pe care ați parcurs. Câte kilograme avea în mașină? Cu totul, mașina cred că avea o tonă și jumătate, cu tot cu noi. Ea, la gol, având vreo 900 de kilograme. Ne punem noi vreo aproape 300, până în canistre, roți, o grămadă de lucruri nefolositoare, că le-am programat să le avem. Și o să menționat în album, duș de camping, care nu l-am folosit niciodată, grătar, unelte de pescuit, scule, le-am cărat de pomană, dar na, am vrut să fim prevăzători, am mers în aventură și nu știam ce ne așteaptă. Da, unul din colegii dumneavoastră spunea înainte de plecare că vrea să pescuiască un pește special pe traseu, l-a găsit? Chiar doi dintre ei, unul l-a dus, unul l-a întors, asta a fost și unul din motivele prin care i-am convins să meargă în Mongolia, nu neapărat în Mongoleli, ci în Mongolia, pentru că acolo este singurul loc din lume unde se mai găsește această specie de pește derivată din somoni, da? Taimen, și au mers cu scule echivalente, nu știu, un sfert din prețul mașinii, ca să... Și l-au găsit? Adică... N-am avut timp. Povesteați înainte că ați și ajutat echipe care au fost oarecum la Ananghie. Da, am găsit, raliul e un drum individual, de fapt, și ne întâlneam sporadic când și când prin diverse locuri, prin diverse țări, cu diverse echipaje din toată lumea. Am ajutat un echipaj mixt, american, britanic, avea o mașină ceva mai veche, se stricase undeva prin Kazakhstan, rămăsese pe marginea drumului, n-am putut să le reparăm mașina, dar i-am asistat și i-am ajutat, i-am tractat până într-un primul orășel de unde au putut să-și rezolve problema. Ne-am văzut cu ei la finish și ne-au mulțumit. El era un profesor de fizică din Seattle, adică oameni ca și noi, dar avea o problemă cu mașina. Pentru cei care vor să meargă în Mongol Rally, care ar fi sfaturile pe care le-ați da acum că sunteți și pățiți, ca să zic așa? Mongol Rally sau nu, Mongol Rally poate fi un pretext.
fiecare trebuie să-și construiască aventura pe care vrea și trebuie să viseze la a face ceva diferit față de ceea ce facem în fiecare zi, la birou, acasă, că se pot face lucruri cu un buget redus, trebuie să ai imaginație și să fii deschis. Mongorilii poate fi un început, poți să-ți iei idei, pentru că nu are reguli, sau are foarte puține reguli. Da? Fiecare se poate construi mongoreliu propriu. A meritat? Adică a fost cum v-ați visat? Da, a fost cum ne-am visat și ne-a depășit și nu ne-a depășit așteptările, dar a fost, ne-am ales bine între noi, adică ne-am înțeles, suntem în continuare prieteni, nu ne-am întors dușman, totuși am trăit trei bărbați într-o mașină care are un metru cub, da? Era dificil să... Da? Am trecut peste orice probleme, le-am vorbit de la început și a meritat. A fost pentru unii dintre noi a fost o experiență unică, pentru alții a fost un motiv de a reuși să ștergi toate problemele pe care le ai. Când stai 3-4 săptămâni plecat, n-ai acces la tehnologie, te bucuri de lucrurile simple. Te întorci undeva să vezi că un copil se bucură de la o chestie care în România poate nu mai e apreciată, dar acolo chiar și un adult se bucură la o chestie absolut banală și simplă, pentru că se mulțumește cu puțin. Nu că nu ar trebui să ne mulțumim cu puțin, dar se poate și altfel. Albumul de ce l-ați făcut și din ce țări sunt fotografiile? Sau nu știu dacă puteți să-mi spune fotografia preferată care este. Albumul, plecând de la nume, că de ce am ales numele așa, chiar nu știam ce nume să-i dăm. Și am luat cele mai importante cifre din expediție, plecând de la o mașină, 6 prieteni, 14 țări și totalul de zile și numărul de kilometri, care l-am greșit cu puțin, noi am estimat cam 28.000. Toată planificarea a fost făcută pe Google Maps, deci nu am făcut pe altceva, după aia ne-am cumpărat hărți, dar așa am greșit un pic, vreo 2500 de kilometri. Țările cele mai spectaculoase din punct de vedere al imaginilor, care compun în majoritate foarte puțin text, sunt mai mult fotografii, sunt țările care au munți, respectiv Tajikistan, Pamir, și foarte multe poze din Mongolia. Sunt țări care au foarte puține poze. Da? Da, astea sunt porțile iadului din Turkmenistan. Sunt țări care au puține poze pentru că în această expediție aventură nu spuneau nimic, țările din jurul României. Da? La fel, Turcia a fost o țară de tranzit. În Iran nu am văzut atât de multe lucruri din punct de vedere al naturii speciale, dar a fost interesant să vezi Teheranul noaptea, să vezi o metropolă, deci un oraș cât o țară. Da? După aia, la fel, Turkmenistanul, care a fost ceva deosebit, dar, spre exemplu, experiența să intri în moschee în Iran noaptea, la sfârșitul Ramadanului, unde sunt mii de oameni și să-i vezi cum trăiesc ceea ce fac, nu vorbim de extremism sau fanatism aici, vorbim de oameni care se duc la noi, la biserică, cum se duc la, nu știu, Sfânta Parascheva, să zic, da? Unii își citeau Coranul de pe telefonul mobil inteligent, alții își făceau poze, era o experiență și pentru ei. Da? După aia, Turkmenistanul, o țară mai puțin democrată, da? Care are o capitală pe care cred că Ceaușescu o invidia, să aibă blocuri din marmură albă, și, da? Dar foarte puțin democratică. Da? Uzbekistan, o țară în care benzina se cumpără la PET, pentru că se vinde pe sub mână. Da, Tajikistanul, faimos prin munții pe care îi iau și vecinătățile mai ciudate, Afganistan, China. Da, Kazakhstan, o țară pentru noi tranzit, că nu am avut ce să vedem în două zile, dar o țară de dimensiunea Europei, deci o singură țară că toată Europa la un loc. Rusia, o experiență foarte interesant, eu n-am mai fost și când am intrat acolo am dat, sentimentul a fost că am intrat în Europa de vest, cum mergând după țări, prin țări mai... Așa, când am ajuns acolo și erau drumele impecabile, benzinării cu magazine și așa, ni s-au părut, wow, am intrat din nou în civilizație. Da? Și Mongolia, unde te întorci cu
câteva secole în urmă, unde nu există decât orașe mici. Orașul care este menționat aici în album e al șaselea, care mărime și are populația voluntariului. Da? Asfaltul nu există, există cai, există natură, da? Și un cer albastru, foarte albastru. Pentru că nu există mașini. Da, nu există nici industrie, nu e un cer foarte albastru. Deci am dat peste, am mers de la 0 grade la 40 de grade, de la nivelul mării, de la dormit pe malul mării, până la 4600 de metri altitudine. Deci am trecut prin absolut toate variantele posibile. E o țară în care v-ați întoarce ca turist și, de fapt, mai aveam o întrebare, v-ați simțit turiști sau mai mult decât turiști făcând lucrul acesta, adică în aventură? Ne-am simțit mai mult decât turiști, în sensul că foarte multe țări au fost foarte deschise, oamenii din țări, nu vame sau alt, ne făceau cu mâna pe drum, era ceva, și alții care erau pasivi. Asta în funcție de cum e neamul respectiv, da? Da, și ne-am întoarce cu siguranță în cel puțin două dintre ele. Cred că cel mai rapid ar fi să mergem în Iran, da? Unde ne gândim să mergem la schi, poate. Da? Și la fel ne-ar mai atrage să mai vizităm o dată Tajikistanul pentru munții pe care ia. Vreți să mai mergeți într-o aventură asemănătoare în Mongol Rally? Asemănătoare Mongol Rally? Sau? Sincer, m-am gândit, dar nu am găsit până acum ceva asemănător care să-ți ofere ce ne-a oferit drumul pe care l-am parcurs, drumul Mătăsii și mai multe țări. Mai e și zona de siguranță. Nu știi unde poți să... În Africa nu poți să faci așa, deși ai avea de descoperit mult, dar nu e la fel de sigur. În alte țări nu poți să pleci de aici cu mașina, trebuie să te duci cu o mașină de acolo, spre exemplu America de Sud sau Australia. Nu ar fi la fel. Sunt cu siguranță alt fel de experiențe și nu putem să o copiem. Asta e unică. Și ultima întrebare. Care este povestea raței care vine odată cu albumul? Rața a fost o întâmplare. Ne căutam o mascotă pentru drum. Am ales o altă mascotă, dar când am fost să cumpărăm un termos să avem apă rece pe drum în țările călduroase pe care le-am vizitat, la casa de marcat am găsit rățușca aceasta, care a devenit mascota drumului nostru și acum este și cadoul nostru care pleacă împreună cu album. Câte albume sunt? Am reușit să tipărim 400 de albume și a fost o muncă de cel puțin 3 luni de zile să alegem din cele 25.000 de poze, să le edităm, să le poziționăm, să le facem și să scoatem un album de o calitate foarte bună.